am redevenit și o mică publicitate, ne-am revigorat, ca să nu mai folosim termenul respectiv cu revigorat, și haideți să vorbim despre muzica care se ascultă în cluburi. Dacă eu vreau să vin într-un club, de exemplu eu, da? Dacă vreau să vin într-un club, de ce nu pot să ascult reggae? De ce nu pot să ascult muzica anului 80-90? Acum știu că ce o să-mi răspuns, pentru că nu e profilul clubului de genul ăsta, nu? De ce nu playlist-ul? Pentru că tu poți să schimbi. Nu neapărat. Uite, de exemplu, eu am serii în care, de la anumite ori încolo, în loc să fac after hour cu muzică mai grea pentru niște persoane, pentru persoane care nu prea o percep, nu pun... Am pus, de exemplu, am început să pun muzică retro. Da, pun muzică retro. Pentru cei care nu urmesc acum, da, să știți că aiurea, nu se întâmplă nimic aiurea ciudat aici. Să știți că n-a venit un tip, da, cu legat aici la brâu să scoată o sabie, da? Să știți că este un tip de aici de la Bombon care ne servește și dacă vreți să veniți aici și să aveți cea mai bună servire și cred eu una dintre cele mai bune cafenele, cafeneaua Bombon, veniți în saful în Târgu Jiu, veniți pe strada Geneva, lângă tribunal, da? Revenim la muzică. Deci în anumite ore sau de fapt când trebuie să faci tu after-ul... În loc de after, noi am decis că mai este și celălalt DJ, DJ Kelo. Așa? Suntem doi rezidenți. Asta am omis să spunem. Ai omis să spunem. Pentru că și tu știi. Și eu știu, dar am zis că te las pe tine să faci intro-urile legate de club. Așa. Bine, ok, dă vina pe mine, hai. Acum mă scoți. Așa, dă vina pe mine. Așa. Am gândit că pe la o anumită oră încolo ar fi cazul să nu mai punem after hours, să nu mai facem, cum se spune, seturi live cu muzică un pic mai grea pentru persoane din jur, de nu mai prea percep muzica aia. Cum am spus și la început, lumea a evoluat și în ziua de astăzi eu spun sincer că am început să ascultăm muzică retro. Cât mai mulți. De aceea s-au făcut și multe cafenele cu profil de retro. Multe cafenele care de la anumită oră încolo se transformă în puburi și unde se fac tot felul de... Cum lumea se transformă în puburi? Nu, multe cafenele. Eu asta vreau să zic, că dacă cafeneaua se transformă în pub, eu cred că unii oameni se transformă cam așa. Uite, dacă tot suntem la chestia asta, cum se separă? Știi cine e, nu? Observ, nu? Da. Da? Prietena mea. E prietena ta, da. De liceu, nu? Colega mea de bancă. Colega ta de bancă, Dana. Dana. Dana e Dana. Colega ta, nu? Dana Gaga. Da. Așa. Ok. Așa, deci cafenele se transformă în puburi și evoluția asta, cum e transcenderea asta? Mie mi se pare un lucru genial. Adică să percep muzica retro, dacă te uiți acum și copiii, de exemplu, care vin, adică oamenii mai tineri, cum să spunem așa, 16, 17 ani, 18 ani, valul ăsta nou, ascultă muzica retro și o percep mai bine decât muzica comercială din ziua de astăzi. După mine, dacă aș fi, eu mi-aș deschide un club de retro, dacă ar fi. Nu mai retro, exclusiv. Adică gen Twice, cum îmi București. Da, ceva de gen. Nu? Da. Perfect, eu zic că este perfect. Și fii atent. Nu știu dacă știi tu de un site foarte, foarte interesant cu știri trăznite și blog acolo, unde poți să găsești toate chestiile cele mai trăznite. Și alegeți un subiect care o să citim. Subiectele sunt incredibil, jenant, idioți, descoperiri, relații, ghinion, animale, alcool, hoți, etc, etc. Zim tu, zim un domeniu. Genibil. Genant, da? Perfect, intrăm la genant. N-am spus genibil. Poți să fie penibil sau genant. Ca să facem așa o chestie foarte interesantă, știi fotbalul american, știți fotbalul american, e un fel de rugby cu cască, deci un rugby foarte safe. Exact ca safe sex-ul, nu? Ca să spunem așa, da? Ce face omul dincolo de tușe e treaba lui. Adică, ce face unul, ca să explic eu, ca să nu mai citesc așa aiurea. Bine, și nici nu pot să dau drumul la material, pentru că dacă dau drumul la material, nu cred că ar trebui să se vadă ce se vede la material. Ce face omul dincolo de tușe, adică, înțelegi? E treaba lui, da. E treaba bine lui. Zis. Adică, omul nu mai putea să țină și s-a dus acolo lângă scaune și a început să facă treaba mică, ca să spunem așa. Cum ți se pare ca să te urmărească vreo 30.000 de oameni, 40.000 de oameni care vin acolo la bolul acela mare, că nici măcar nu poți să numești stadion. E un stadion la pătrat. Așa, la pătrat. La pătrat, da. Să vină un fotbalist și să scoată și să facă treaba mică. Cum ți se pare?
Dar acum nu mai putut să mai țină. Adică n-a mai putut să mai țină omul. Eu cred că trebuie să folosească prostamol și de petrece mai mult timp cu prietenii, nu? Face și reclamă, nu? În fine, despre alambicata și sofisticata legătură dintre toaletă și ideologie. Știi despre ce este vorba? Da, nici eu nu pot să o citesc chestia asta, merge mai departe, pentru că dacă ți-are despre ce este vorba, eu cred că ar trebui să citim știrea asta după ora 12 noapte. Dar uite, avem aici, cumpăr dicționar de romaneză. Ai auzit? N-am auzit. Ce vinde cineva? Pătut copii ieftin. Fii atent. Haideți să citim asta, că e foarte interesantă. Ce anunțuri se dau? În romaneză, știi ce e romaneza, nu? Cum nu știi ce e romaneza? Nici nu pot să spun despre ce este vorba, ca să nu... Păi tu mai de-aia nu știu ca să-mi spui tu. La alte chestii, da? Tu mai de-aia nu știu ca să-mi spui tu. Da, ok. S-a citit? Ok, s-a citit. Dar rău să dezbatem chestia asta, dar numai că pentru cei care pun anunțuri, vă rog frumos, măcar consultați un dex sau măcar un îndreptar, vorbesc la modul cel mai serios, ca să scrieți acolo corect și să nu vă faceți, să vă faceți de altă culoare, da? Spune cineva aici, Beckham a fost pipăit de o țărâncuță, nu cred că ne interesează chestia asta, tu ai ales, da? Spune cineva aici că strânt nu înseamnă obligatoriu și bun. Tu ce spui chestia asta? Ce spuneți de chestia asta? Spune tu. Uite, Ce pot să spun? Strâmt este bun sau nu este bun? Depinde. Depinde de blugi. Depinde de ce te strânge. Depinde de ce te strânge, ok. Haideți să citim, ok? Citim, e un fel de blog. Spune ce mergea că n-aș crede că sunt singurul care a văzut tipe ce ezită să se aplece, știind în ce blusing, dar uite că strântul nu înseamnă că este obligatoriu bun. Nu pot să vă arăt poza, pentru că dacă vă arăt poza, se vede toată partea moale a domnișoarei. Partea pe care stă ea, înțelegeți? Adică a avut și niște buși mai strâmți și vezi că strâmb nu tot timpul bun? La băieți eu cred că dacă spui că strâmb este bun, e perfect, nu? Da, e CB direct. E CB. E febe. E febe. Febe. E febe, da? E tipa când s-a plecat, da, și uite ce s-a întâmplat. Mergem mai departe, tu ai zis jenant, da? Eu nu aș lua cina cu așa genibil. Uite, o chestie foarte interesantă, spune cineva aici că eu nu aș lua cina cu așa femeie. Eu o femeie la vreo 100 ceva de chile care cred că frecventează foarte des McDonald's. Fata are și 19 ani. Haideți să o arătăm la 19 ani. Salvați balenele, vă rog. Și a ieșit din mare. Da, salvați de măgăruși. Și a ieșit din mare, deci pe bune. A ieșit din mare și a ajuns la McDonald's, da? Hai că nu e atât de rea, de ce ești rău? Nu e atât de rea? Nu. Nu, nu era, era rea. Mai avem aici o balegă pentru neprieteni. Deci, ca să ne înțelegem, așa arată cartonul, da? Deci dacă te duci la ziua cuiva și vrei să-i cumperi ceva foarte inedit, te duci și cumperi din magazin balegă, se vinde balega ambalată, vorbesc la modul cel mai serios. Și uite așa arată ambalajul. Se vede? Deci, dacă ai vaci acasă, nu mai trebuie să le ții pentru lapte, nu trebuie să le mai ții pentru brânză, nu trebuie să le mai ții pentru chestii de genul ăsta. Stai cu punga la fundul ei și ambalezi. Și ambalezi, și ambalezi, și uite ce iese. Faci bani. Și ambala. Și ambalezi și uite, scoți, te ambalezi, ambalezi și pe tine și scoți, da? Ia să vedem ce mai avem. Uite, o chestie foarte interesantă. Francezii, spune cineva aici, mai dăm sau nu palme la fund. Ca să înțelegem, mai dăm sau nu palme la fund. Imediat o să vă spun despre ce este vorba, să continuăm aserțiunea. E vorba despre mamele foarte furioase și foarte nervoase sau tații foarte nervoși și foarte furioși care se duc și dau palme la fund la copii. Nu ai voie, plătești cu vreo 20.000 de euro. 20.000 de euro dacă... Dacă vrei să dai palme. Deci mă duc acasă, vorbesc restul, o să o iau pe maică mea, ne mutăm, mă mut cu maică mea în Franța și deci chiar o instig să-mi dau o palmă, vorbesc la modul cel mai serios, chiar am nevoie de vreo 20.000 de euro. Dar în fine, mergem mai departe. Spune ce mai zice, că americanii au un plan în caz că sunt atacați de zombi, dacă nu știați. Nu pot să vă arăt poza pentru că e o oră totuși decentă, 9.31, dar să știți că americanii au un plan în caz că sunt atacați de zombi. Vezi, și filmele astea de Spielberg și filmele astea de Francis Ford Coppola nu duc către o chestie foarte bună. Cum adică, uite, deci e o chestie foarte interesantă. Spune aici că la Universitatea din Florida s-a făcut un plan de evacuare în caz că o clădire este atacată de zombi.
Deci chiar își vreau să văd clădirea aia, deci, ce poate să fie? Adică te închizi în frigider, te arunci în baie și tragi apa, ce faci? Că nu înțeleg. Care e planul de evacuare? Că nu înțeleg. Nu știu, aș vrea să văd ce să-mi desprești tu. Și vreau să văd prima dată un zombie și după mă convinc și fac și eu planul ăsta de evacuare. În fine, mergem mai departe. La vreme de criză sunt bune și donațiile sub formă de hârtie igienică. Ce zici? E foarte ok dacă eu am fabrică de hârtie igienică și... E un strict necesar. Nu? Fii atent, și că la această criză, la criza economică, e o criză economică dacă să ne gândim, nu? Criza economică a contribuit la, așa se numește, vai de fundul cubanezilor. Așa se numește sloganul. Pocnit de criză, așezământul școlar St. John's Girls National School, adică pentru fetele din St. John's, adică Sfântul Ioan, de acolo din Cuba, da? Au o salvare pentru fundul lor. Sunt este asigurat și odraslele care vin acolo, adică cu părinții care își duc odraslele la internatul respectiv, să știți că au fundul asigurat cu 720 de soluri pe fiecare lună. Perfect? Au destul. Cât crezi? Hai mai, că asta e o întrebare, haide să mergem mai departe. Ia să mergem mai departe. Era aici că dacă și la Louvre putea hamburger. N-am înțeles chestia asta, nu mi se pare jenant. Louvre, what the fuck, adică dacă francezii mănâncă brânză mucegăită, un hamburger nu cred că este din peisaj și nu mi se pare destul de excentric, nu? Mergem mai departe. Uite, polițiștii se scapă la jocurile video în timpul unei descinderi. Și ar fi interesant să vă arăt filmulețul, dar n-are nicio legătură cu noi, nu polițiștii de la noi din România, polițiștii din New York. În fine, mergem mai departe. Premiile IG Nobel. Știi ce sunt premiile IG Nobel? Un fel de zmeura de aur la, sau anti-Oscar la cei care, știi, la premiile Nobel. Știi ce e tare? Tu te uiți acolo și mă întrebi pe mine, știi? Păi nu, dar dacă ai auzit IG Nobel, IG Nobel am auzit și eu de chestia asta, dar am auzit foarte mult. Era chestia, cred că, de prin liceu. Da, premiile Nobel am auzit, dar IG Nobel... IG Nobel, păi exact e Caterinca, cum e Oscarul, așa e zmeura de aur, adică e exact o comparație. E Caterinca Nobelului. Exact, e Caterinca Nobelului, da. Ia să vedem ce au descoperit ăștia pe aici. Premiul pentru economie a ajuns în safe-urile a 4 bănci din Islanda pentru contribuția lor în falimentul țării. Că a venit vorba de bănci. Premiul pentru matematică a revenit guvernatorul băncii centrale din Zimbabwe, care a reușit performanța de a emite bancnote cu valori cuprinse între 1 cent și 1000 de miliarde de dolari. Păi, înțelegi de ce eu am o bancnotă de 1 cent și imediat am o bancnotă de 1000 de miliarde? În Zimbabwe se întâmplă chestia asta. Nu cred că mai avem, acolo unde cred că se mai întâmplă în timp și cred că o să vină și la noi în România. În fine. E foarte interesant, deci pentru tipul ăsta la, eu cred că nu cred că trebuie să câștige, eu cred că sunt alții de la noi din politică care ar trebui să câștige premiul ăsta, nu? Sunt alții mai tari. Ia să nu ce mai avem, mai vrei pensie, ok, dovedești că mai ești. Deci e o chestie foarte interesantă. O bătrânică s-a dus la un spital și i s-a luat pulsul, înțelegeți? Deci are vreo 98 de ani, îmi arată aici vârsta, 98 de ani și s-a dus să-și ia pulsul și nu mai avea puls. Și ăștia n-au mai vrut să-i dea pensie pentru că nu mai avea puls. Și haideți să vă arăt cum arată. Copii fugiți. În fața televizorului, da? O avem? Da, și ăștia au spus, băi, nu-ți mai dau nicio pensie pentru că nu cred că se merită să... Mai ai nevoie de pensie dacă tu nu ai... Dar stai puțin, eu nu pricep, pune și tu mie. Adică dacă eu mă duc la un doctor și nu mai am puls, asta înseamnă că nu mai trăiesc? Nu, asta înseamnă că ți s-a blocat pulsul. S-a blocat pulsul și fii atent, e în Franța, deci nu mai în Franța. Deci francezii spun de noi că noi suntem un grup, nu putem să spunem că suntem naționalitate, ne zic că suntem un grup de imigranți, un grup de etnie. De ce ne-au spus în toate felurile posibile, de hoți, de cerșetori, dar ei nici măcar nu sunt în stare să proceseze că un om care trăiește, chiar dacă nu are puls, înseamnă că nu au aparatele, poate, sau aparatele nu verifică cum trebuie, sau poate femeia respectivă are un puls foarte slab, dar femeia trăiește, se mișcă. Eu cred că dacă s-ar fi dus în Statele Unite, cred că despre ea este vorba ca zombie. Mm. Cred că totul mai fugea, băi frate, nu? Nu? S-ar fi pus în aplicare planul. Atunci te-ar putea să pună plan la vigare, mergem în baie, ne băgăm în closet și tragem apa. Eu ies pe partea altă, te bași tu în closet. Și avem aici, frate, un cowboy fără haine care renunță la primăria din New York. Ce zici? Așa ar trebui să facă și primarii de la noi? Deci un primar când renunță la... când iese de acolo din primărie de la New York, trebuie să...
stați puțin ca să ne înțelegem. Primarii de din România în niciun caz nu se arată așa. Când ești de la primărie, ești cu burtă, cu chelie, cu părul alb, cu unghiile mâncate de moli și cu un tic nervos. Știi? Adică, da, înțelegi? Înțelegi ce zic, nu? În fine, mergem mai departe. Ia să mergem mai. Avem, uite o chestie foarte interesantă, dacă auzi chestii din toaleta vecinilor, îți scade chiria, dacă știi. Știi? Deci eu dacă mă duc în unde este aici, imediat o să zic, în Irlanda. Deci eu dacă mă duc și mă iau în chirie un apartament și aud la cineva că, bă, ăla se aude că face treaba mare deasupra, înțelegi? Mă duc la chiria și spun, bă, eu aud chestia asta și îmi scade chiria. Și o chestie foarte interesantă aici, o statuetă care ar trebui să reprezinte situația de la noi din România. E o statuetă. Ar trebui să reprezinte scăzutul de chirie. Scăzutul chirie, da. Da? Se vede? Perfect. Who gives a fuck? Ceva de genul. Ceva de genul. Mai trebuiau și două aripioare. Da. Să fim un îngeraș. Da. Hai să vedem ce mai avem. Albul soarbe și adoarme, nu știu, să ne căsătorim și să râdem, o chestie nu prea interesantă. Ba, eu cred că e interesantă să ne căsătorim și să ne râdem, nu? Eu nu știu. Și că viața în doi trebuie să însemne fericire și bucurie, adică zâmbete calde, râsete cristaline, iar uneori merg chiar și în hohote dezlănțuite, mai mult sau mai puțin isterice. Ce crezi? Crezi că așa este căsătoria? Eu nu, eu cred că mai mult țipete. Dar atunci când cascadele sunt incontrolabile încep chiar de la altar, lucrurile devin minunate, dar dreptul am putea zice. Exact, a pățit viitoarea doamnă extern aflată în biserică pentru a se mărita cu Andrew pe Melissa, a umflat-o râsul. Melissa e ăla care cântă Michel Tălău, știi, cu Aisul Cipego, că toată lumea nu știe că piesa se numește Aisul Cipego. Toată lumea spune, vreau și o piesă aia cu Melissa. Eu fac și radio, apropo, și toată lumea când mă sună, vreau și o piesă aia cu Melissa. Tu știi piesa cu Melissa? La piesa cu Melissa. Aisul Cipego, da? Aisul Cipego. Nu pot să vă arăt chestia asta, haide să revenim la chestia asta. Zi-mi piesele care sunt cele mai plăiate la tine la club. Cred că nu trebuie să-ți mai spun că știi și tu, știi, știm și tu. Adică vine, știi că era o Catrincă pe YouTube și cred că, nu cred că pot să vă arăt acum, dar o să luăm montajul acesta. E vorba de o piesă, că de fapt un tip, e o scenetă foarte interesantă și vine la DJ, știi, și spune lucrurile care, 10 lucruri care nu poți să le faci la DJ. Și vine la DJ și spune, băi, e epică. E epică, nu e foarte epică. Tare, cu bărbun, nu, cu optic. DJ optic, da, DJ optic și prietenii lui. Și prietenii lui. Cu un șurubel, nu mai știu cu cine, nu mai știu cu cine era acolo, în fine. Și vin și spun, băi, vreau și o piesă aia, cu aia este un Cipego. Păi dacă ar fi să fac un top, cred că pe primul loc ar fi minim 2. Deci ales velea minim 2. Cea mai cerută. Actual acum, ca să revenim, lăsăm deoparte aia este un Cipego, așa, minim 2. Minim 2, Vara nu dorm. Lemonade. După care Corina ta, care este în creștere. De Corina sună destul de bine. În continuare sună bine, deși eu de cât ori ascult la radio, crede-mă că pentru mine nu mai sună bine. Te rog frumos. După două săptămâni deja nu pentru mine nu mai sună bine. Ok. Deci Lemonade, așa? Piesa asta nouă, la alb și negru acum. Mi-e sete de tine. Mi-e sete de tine, care e foarte ok, mi-a plăcut și mie. Este cerută. Și astea sunt cele mai cerute piese. Astea sunt cele mai cerute piese. Muzică, revenim la muzică imediat. După care e Mila Zaria cu piesele... Nu la Emily Winters, astea ale noi, cum ar fi cu Caitlyn, astea scoase ale noi. Okay. Deja Me, Serenata... Fii atent, lumea cum se îmbracă la club? A început să fie mai atentă la cum se îmbracă? Eu, de unde mă aflu eu și văd, toți se îmbracă în limita bună, adică decent. Decent. Adică foarte decent. Nu înseamnă că dacă ai și bani, te îmbraci și cu gust. Niciun caz. Poți să te îmbraci la o sumă. Asta nu e regulă. Poți să te îmbraci la o sumă de 100 de ron, eu cred că destul de ok și de decent. Dacă nu mă știi. Cred, nu? Ba da. Fii atent că pentru fete avem acum o ținută și avem ținuta săptămânii. 100 de ron costă și haide să intrăm să vedem despre ce este vorba. Intrăm cu ținuta săptămânii și revenim imediat să comentăm. Așa că nu plecați niciunde, intrăm cu ținuta săptămânii. Roca vă recomandă ținuta săptămânii, care costă total numai 100 de roni, adică tricou la preț de 20 de lei, bluc la preț de 50 de lei, curea la preț de 10 lei și sandale la preț de 20 de lei. O ținută completă
în stil casual, oferită de magazinul Roca. Touch this. Yeah, that's how we living and you know can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna be. Bounce is back. Ținutasuri mai devreme și ținuta săptămânii. Ținuta săptămânii la un preț de 100 de ron. Vă duceți în magazin Roca, cu siguranță să vă îmbrăcați. Așa că, fetelor, profitați de chestia asta. V-am zis, blugii boyfriend aceia sunt blugii boyfriend. Blugii care se poartă și cred că ar trebui să profitați de chestia asta la un preț foarte redus. Cred că la 50 de ron sau nu știu la cât a fost. Trebuie să profitați de chestia asta și să vă duceți acolo. Săptămâna viitoare să avem și ținută pentru băieți. Nu ratați, v-am zis, de la emisiune la emisiune o să upgradăm această emisiune. Am zis de foarte multe ori emisiune în... cred că în câteva secunde. Azi de foarte mult. Revenim la emisiune. Eu. Și haideți să vorbim despre emisiune și să continuăm emisiunea cu Zaza. Cu muzică. Am văzut mai devreme că lumea se poate îmbrăca cu gust și la un preț foarte redus și hainele sunt de calitate. Aici ai spus mai de fete. La și la băieți o să avem săptămâna viitoare. Tot într-un milion, nu? Da, tot într-un milion, deci un milion. Ca să nu vorbim de un milion, da, nu 1 milion Alexandra Stan, nu 1 milion Nicolae Guță, 1 milion, adică 100 de ron. Revenim la muzică, zim de muzică. Deci, lucrurile penibile care s-au întâmplat de-a lungul timpului în club legate de muzică. Adică, a căzut o anumătoare de pe cub. Adică, cel mai penibil lucru care mi s-a întâmplat, și spun sincer, este vorba de o fată. A venit să facă o postă cu mine și a apăsat din greșeală pe butonul de play al playerului și s-a oprit muzica în club. Păi, dar nu vrea să facă poza fără sunet. E posibil și chestia asta, probabil i s-a părut că rezonanța sonoră va intra și în poze și cu pixelii de la a vrut, da. E posibil. Cam alte lucruri penibile nu mi s-au întâmplat, deoarece eu vreau să cred că am lucrat tot timpul cu niște oameni profesioniști și nu mi s-au întâmplat alte feluri de lucruri care nu sunt. Hai să revenim. Deci ok, un lucru penibil ți s-a întâmplat. Lucru care te enervează cel mai mult în club. Ar fi mai multe, dar pot să spun unul singur. Atunci când ți se cere să pui o piesă de mai multe ori. A, și dacă nu ai piesa respectivă, stai că îți aduc eu CD-ul din mașină? Nu. Am piesa respectivă, o pun o dată, dar... Dar nu, dar el știe care CD-ul în mașină el, care ascultă el piesa lui. Chestia asta nu mi s-a întâmplat. Dar n-a venit nimeni cu CD-ul. Cred că am fost un caz fericit. Eu cred că am fost un caz fericit. Și de câte ori ți-ai solicitat o piesă? Ce mai mult de câte ori ți-ai solicitat o piesă pe seară? Eu tot o dată am pus-o. Ok, deci de când vine omul respectiv să te bată la cap, de câte ori a venit? Păi cel mai mult a venit de 13 ori. De 13 ori ai numărat tu și a zis? Da. Bă, ok, deci un caz nefericit, am înțeles. Deci vine, deci un lucru care te-a enervat cel mai mult, unul dintre ele, pe primul loc, este să vină să-ți ceară de 100 de ori aceeași piesă. A doilea lucru. Băi, ia și ține și mie geaca, pune și tu sub o piesă. Nu mi s-au întâmplat nici chestiile astea, pentru că avem spațiu. Cu un beculeț cu laser să vină să ți-l pună. Nu, nici asta. Atunci ce să te mai întreb eu? Să vină să-ți facă poze în continuu, să te filmeze cu telefon. De nu mă deranjează. Nu te deranjează? Scuze-mă, stai puțin, dacă avem trei camere pe noi acum, normal că nu te deranjează, nu? Nu. Deci lucrurile astea nu te deranjează. Nu. Ai zis că sunt mai multe, mi-ai zis unul dintre ele, mai zi-mi unul. Păi... Să-ți da băutura din pahar. Nu, nici chestia asta. S-a mai întâmplat o dată un lucru care m-a enervat, a fost și ziua mea, mai țin minte. Și s-a întâmplat ca cineva, bine, a fost, acum să nu mă înțeleagă lumea greșit, a fost un fel de glumă. Efectiv, aveam o sticlă de băutură lângă și mi-au luat-o și mi-au luat-o niște prieteni de-ai mei și au vrut să vadă cam ce reacție am. Știi, și asta a fost lucrul care m-a enervat. Apoi mi-au pus-o înapoi, cum ar fi, mi-au adus-o. Dar au vrut să vadă reacția mea și reacția mea a fost cam ieșită din comun atunci, ținând cont că era ziua mea și mă simțeam foarte bine. Cam asta. Ce reacție ieșită din comun ai avut? Da? Am avut o reacție. Deci ai avut? O reacție de reacție, pot să zic. Ok. Acum zic lucrurile care îți plac în club. Trei lucruri care îți plac în club. În primul rând, lumea să se simtă bine și să se distreze. Așa. Să pot să-mi facă mare parte playlist-ul meu, să nu fiu deranjat. Așa. Și al treilea,
ar fi faptul să am cât mai multă lume de bun gust. Adică de bun gust mă refer selectă, să se îmbrace cât de cât ok, să fie cât de cât, să nu se ia la certuri sau alte chestii de genul ăsta, asta mă refer, să vină pur și simplu pe distracție când vin. Cam astea ar fi lucrurile care pe mine mă interesează în primul rând și îmi plac cel mai okay. mult. Ok, deci încă o dată hai să recapitulăm. Unde te găsesc astea seara? Club Mozart. Ultima dată. Club Mozart, ora 23 deschiderea, da? La 23. Adică da. Mai e aproximativ o oră și 15 minute. Niciodată nu poți să spui timpul concret, exact, timpul e relativ. Se știe. Am într-o oră și 15 minute dăm drumul la nebunie astăzi seara. Ok, deci într-o oră, o oră și ceva dați drumul la nebunie. Zaza, mersi frumos că ai venit și cu cea mai mare plăcere să te aștept și data viitoare când mai ceva să ne spui. Când vrei tu, ai... Și atât timpul e deschisă la bombon și nu mai pară numai pentru noi, pentru toți care vin aici, pentru că am avut emisiunea, a avut loc astă seară la Cafeneaua Bombon, cum vreți să spuneți, nu pot să spun pub, că nu arată no, o cafenea no, foarte, foarte select, așa că pe strada Geneva veniți aici, pe Zaza îl găsiți la Mozart, vis-a-vis de, nu știu cum să ți-ai spus. Pe strada Victoriei numărul 137. Ok, 137. Eu mă numesc Toni Matei, aveți grijă de voi, nimic într-o mai plăcut, dar nu ratați emisiunea de mâine, o emisiune wow, așa se numește, mergem în magazinul Roca, prezentăm cele mai noi ținute, nu ratați, credeți-mă, o emisiune inedită. Dar toate se întâmplă duminică seara, începând de la ora 20. Exact așa se întâmplă și sâmbăta, weekendul vi-l asigur eu, bună dispoziție vă asigur eu, pe TV Sud, emisiunea Flash a început deja, mâine nu ratați prima ediție de Wow by Roca, așa că vă salut, aveți grijă de voi. În continuare, un weekend cât mai plăcut și ne auzim săptămâna viitoare începând de la ora 20. Pa! Salut! The game again.